Eu vreau ca dumneavoastră să știți ceva. Că ați venit aici nu numai ca să câștigați bani. Eu cred că Dumnezeu are o lucrare mai mare decât atâta să facă cu această țară în care noi am venit. Țara aceasta nu este numai a francezilor, e și a dumneavoastră. E și a dumneavoastră, că voi aici lucrați, voi aici plătiți impozite, voi aici vă cumpărați apartamente, case, voi aici vindeți și cumpărați mașini, e și țara dumneavoastră. Pentru această țară, cum n-ar fi ea de rea, trebuie să vă rugați și să o binecuvântați. Într-o această țară, dumneavoastră, trebuie să faceți evangelizare, trebuie să spuneți oamenilor că Dumnezeu există. Și într-o zi va veni sfârșitul și toți vom da răspuns la judecată. Spuneți lumii, nu tăceți. De-aia am luat această carte să vă spun ce s-a citit astăzi, fratele Ghenadie, când ne-a citit apostolul. Așa spune apostolul Pavel, romanilor. Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe El din morți, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Deci așa se face mântuirea voastră și a noastră și a mea. Trebuie să spui, trebuie să vorbești, trebuie să mărturisești. Ați văzut vineri seară, ne-a vorbit fratele Costică, a venit de la Suceava. Acum câteva săptămâni în urmă a fost fratele Mihai, tot ne-a vorbit aici. Și unii poate v-ați mirat. Un om îmbrăcat pe civil ne vorbește despre Dumnezeu din Scripturi și din Biblie. Și noi suntem obișnuiți numai preotul să ne vorbească, numai cei în straie bisericești. Încercați dumneavoastră să vorbiți prin metrou și bus, chiar la noi în țară, despre Dumnezeu și imediat o să vă catalogheze că voi nu sunteți ortodoxi, voi sunteți ori de la baptiști, ori de la penticostali sau alții. Ori mântuirea nu-i pentru ei, mântuirea e pentru toți cei care mărturisesc că Domnul Iisus este Mântuitorul lumii. Deci dumneavoastră trebuie să vorbiți. Ca să vă câștigați mântuirea, trebuie să spui și altora. Și Dumnezeu nu să te întrebe dacă ai făcut facultate de teologie. Dumnezeu o să te întrebe tu pe câți ai adus la mântuire. Tu câți, la câtă lume ai vorbit. Nu trebuie să vă fie jenă. Trebuie să vorbiți și altora. Cum să nu spui? Că Dumnezeu ți-a dat gură. Cum să nu spui pentru că ai ochi să citești? Cum să nu spui pentru că tu îl simți pe Dumnezeu? Cum să nu te împarți cu această bucurie și cu alții? Nu trebuie de tăcut. Mulți veți merge în satele de unde veniți. Nu știu dacă veți avea curajul să faceți asta, ce am să vă spun acum anul acesta. Dar pe viitor trebuie așa să vă organizați, că mergi în sat, la biserica ta din sat. Și la sfârșitul liturghiei, în special pentru bărbați, acest cuvânt spun, trebuie să fii capabil pe viitor să spui: Părinte, aș vrea și eu să spun un cuvânt la sfârșit, după outpus, după ce s-a încheiat tot. Și tu trebuie să spui: oameni buni, dumneavoastră mă știți, iată eu cine sunt. Vreau să vă spun că mă bucur să vă văd într-o această biserică. Vreau să vă spun că eu nu merg aici pentru că nu sunt aici, dar eu merg în Franța la biserică. Și mă bucur să vă văd că sunteți mulți astăzi în biserică, măcar că or fi puțini, dumneavoastră spuneți că ei sunt mulți. Încurajați-i, pentru că și preotul se va încuraja de la asta. Mulți preoți, vă spuneam și altă dată, nu fac mai nimic în bisericile din sat, că nu are cu cine face, pentru că nu are urechi care să-l asculte și inimi care să înțeleagă. A spus o predică, nimic, ascultare, a spus a doua, a treia, a patra, a văzut că nu mișcă nimeni în jurul lui. A dat și el brațele jos. Deci o biserică bună este o biserică aceea care se încurajează unul pe altul, care se ajută unul pe altul, care își bate unul pe altul pe umăr, spune că și eu am fost într această dilemă și problemă. Vreau să mă rog pentru tine. Vreau să țin astăzi cu tine post sau mâine. Toată ziua nu pot să țin post, că uite că cam ulcer la stomac, dar jumătate de zi am să țin post pentru tine. Mi-ar place ca acești bărbați care sunteți dumneavoastră aici și care auziți aceste cuvinte, când veți merge la bisericile de unde veniți, să aveți 5 minute de încurajare să spuneți bisericii de acolo, fraților. Să le spuneți că cântă frumos. Nu trebuie să vă fie rușine că îl mărturisiți pe Domnul Iisus. Trebuie de citit Biblia. Să vă luați Biblia în bagaje. În bagaje, nu acolo unde merge în cală la avion și după 9 țări, după 9 oceane, o scoateți de acolo. În Biblia, o țineți Biblia în gentuța care, unde ții documentele.
Când ai acces ușor la pașaport, acolo ai acces ușor la cuvântul lui Dumnezeu, ca să citești, să te încarci.